Salutare la toți și bună dimineața! La noi este 10:30, am hrănit toată familia și acum o să vă arăt cum arată casa noastră, salonul nostru. E tragic. Au mai fost verișorii lui Alex și s-a mai împrăștiat jucăriile toate și Alex Catari de fiecare dată el strânge jucăriile și de data aceasta am spus că au prea multe jucării și Ariana. Alex a spus că nu vrea să se mai joace cu mașinuțe, cu ce are el acolo. Chiar de când ne-am vrut să ne mutăm, el mi-a spus: mama, eu nu mai vreau să mă joc cu mașinuțele, poți să le dai. Eu am insistat să le luăm cu noi, măcar jumate, că zic că o să mai joace. Și într-adevăr, el nu se mai joacă cu mașinuțele, doar sunt împrăștiate de copii. Astăzi am hotărât să ne lămurim cu jucăriile cele care nu se joacă copiii. Chiar și Ariana are multe care nu se joacă. Vreau să vă arăt realitatea. Salut, Alex! Salut, eu sunt cel mai bun! Ești cel mai bun? Uitați-vă ce se face. E numai ce s-a jucat de ascunsele. Căsuța e răsturnată. Da. Acolo i-au desenat. Canapeaua trebuie spălată. O să vă arăt cum spăl eu aici. Uitați-vă ce se face la Ariana aici. Eu nu știu chiar de ce să mă apuc, da, să mă apuc. Jumătate sigur că de data aceasta le dau pe toate. Nu mai pot să le am aici, așa de mult și așa de dezordonate. Bucătăria Ariane tot trebuie să o spălăm foarte bine, să o ștergem tot. Și ne s-a dezbrăcat Alex așa aici. Așa, o să-ți dau o pungă. Și ai să strângi toate jucăriile tale, toate mașinuțele care tu nu le dorești. Care dorești tu să le păstriezi pentru tine, le păstriezi, bine? Dar care nu le dorești, o să le punem într-o pungă și o să le duci. Am mai multe planuri de făcut astăzi, dar nu știu dacă o să reușesc. Am vrut să curăț și la bucătărie, uitați ce am făcut aici la bucătărie, tot vreau să fasadul să-l șterg. O să spăl, o să dau cu aspirator. Și aici trebuie să strâng tot. Asta s-a făcut că a fost sâmbătă, duminica. N-am fost mai mult pe acasă și am avut și duminica oaspeți. You wanna ride on my wave just because it's fun. You wanna be in my space too close to the sun. Don't seem to care if it's safe. Well, that makes two of us. I'm so insane, so insane, and you like it. But you haven't seen anything yet. Now you're just beginning your trip to regrets. You might think you know me, but soon you forget. I'm too insane, and you know it. You got to learn to like me again and again. Cause I will make you love me again and again. Just when you think you just to mess you up, I won't be home when you want, and I won't pick up. You'll spend your time with your watch, counting down the clock. You'll go insane, and I like it. But you haven't seen all of me yet. Now I'm just beginning your work in progress. You might think you know me, but soon. Aici am lăsat lui Alex câteva care am mai găsit. Aici sunt care s-au stricat, acolo încă nu ne-am lămurit. Aici cred că o să fac un pic al lui Ariana să-i le pună astea sus și partea ce o să fie al lui Alex. Cât eu am făcut curat, uitați-vă Ariana ce mi-a făcut din scaune la bucătărie. Eu făcând curat într-o parte, o să trebuiască să fac iar din nou și la bucătărie. Aici am grămădit toate astea de bucătărie. În nuntă nu i-am pus până când nimic, ea se joacă, mai intre că aici intră Ariana și se ascunde foarte des. I-am curățat aici tot, aici am pus cărțuliile și astea cu ce ne ocupăm noi, elasticile, că am nevoie de ele jos. În primul raft i-am pus Lego, acesta deja l-ajunge, i-am pus toate mărunțușurile aici. Aici am pus gentuțele, toate gentuțele, aici am pus păpușelile și aici deja mărunțușurile, mai mult astea moi, micuțe. Am trei rafturi goale și aici încă nu-s pline. Ursul ăsta nu știu ce să fac cu el, mă tind ca să-l spăl într-o zi bine. Nu prea să folosesc adică de urs, dar el mi-e tare îmi place, e cadoul lui Sergiu. De ziua mea când am plinit 25 de ani, Sergiu mi-a adunat acest ursuleț. Vreau să curăț acum și canapeaua toată, după ce o să mă lămuresc cu toate lucrurile aici.
acesta, o să-l pun pe Alex să-l facă acolo. Căsuța este răsturnată și mai sunt lucruri, dar acestea o să le lăsăm, că sunt niște jucării care Ana se joacă foarte des. O să dau cu aspiratorul pe jos și o să trec la bucătărie. But you haven't seen all of me yet. Now I'm just beginning your work in progress. I'm too insane, too insane. Canapea am curățit-o aici, lui Alex i-am dat de lucru. A curățat aici la el. Ce face Alex? Aranjează toate jucăriile care... Totuși s-a mai lăsat, Alex, câteva jucării, da? Câteva da. Mașinuți ți-ai lăsat? Da, dar când o să mai creez, deja gata, pe, totuși pe cele să le dăm. Uh-huh. Eu am pus să încălzim zeamă, să mâncăm cu Alex. Da, Rana acolo mănâncă lapte cu cereale. You might think you know me, but soon you forget. I'm too insane. Noi cu Alex aici să mâncăm zămșoară de casă. Acolo avem niște cărniți de casă. O să păpăm. Poftă mare nouă. Poftă mare nouă. Dacă mâncați, da, poftă mare. Punem lămâie. Noi mâncăm cu smântână, cu lămâie. Oh, lămâie așa-i. Ce? Stai. Că-ți nu sunt bărit. Să ajunge, Alex, nu să ajunge. Sâmbure? Da. Mă gustos așa. Cărniță, de porc, nu? Da, gustos cărniță. Am mâncat, burtica e plină și știți cum, după mâncare ai vrea o leac să tragi un fui de somn sau chiar să te odihnești. Dar eu încă n-am finisat aici lucru, vreau să dau cu aspiratorul și am hrănit-o și pe Ariana. În sfârșit Ariana a mâncat o strachină de zeamă așa cu cărniță, bine, afară am hrănit-o. De asta n-am filmat, că mi-era greu, ea să juca cu... Ivi cu Cosmos și am hrănit-o afară. Mă bucur foarte mult, de mult n-am mâncat așa bine și vreau repejor în jumătate de oră să strâng repede, să spăl, să dau cu aspiratorul, că pe urmă n-am să pot pune aspiratorul, că vreau să o ador pe Ariana la amiază. Și deja când Ariana va dormi, eu voi lămuri bucătăria, să o lămuresc într-adevăr. Deja la mine se vede o leacă lucru care este făcut. Șterg în comodul cel anul, l-am șters de la televizor. Aici am dat cu aspirator, am scos gunoiul. Copiii tot timpul prăște toată încălțămintea. S-a avut un raft așa mai comod ca să aranjez așa. Nu-mi place când stă încălțămintea jos. O să pun în polițele astea. Ele nu sunt tare comode și de asta nu le folosim așa de des. Copiii nu pot deschide că sunt grele. Aici tot am dat cu aspiratorul. Trebuie doar să spăl și să lămuresc bucătăria. Bucătăria încă nu e lămurită, dar... Acum și o să vedeți, trebuie să mă duc să o ador pe Ariana, că deja a început la două. Copiii mereu au prioritate și trebuie să aibă prioritate, mai ales la somn. E o perioadă foarte lungă. De când am stat în pandemie, nu prea Ariana dormea și era mai capricioasă. Am mai mult de o săptămână de când deja o adorm, adică iarăși am făcut programul și mi se pare că și mănâncă mai bine din cauza asta. Este mult mai greu să-i fac program când stăm acasă, pentru că Alex deja nu mai vrea să doarmă și nu vreau să-l impun, adică el nu se obosește așa de mult ca are. Acuși o ador pe Ariana și vă hrănesc și pe voi. Da, Ivi foarte tare miaună, foarte tare când mă vede că ies. Cosmos, înapoi! Eu numai ce-am dat cu aspiratorul. Te duci și te odihnești, bine? Știi cum e? Ce ai găsit? Are să speli mânuțele. Ariana, trebuie să mergem nani, iubire. Din păcate. Ariana, hai e buburuza și mergem nani. Oh. Ariana, trebuie să mergem nani. Hai. Da, trebuie să mergem nani. Hai vin la mama în bați. Hai, mama, te iubești. Hai, vin în bați. Așa, uitați. Alex, mergi cu noi. Ia că așa noi ne ducem la culcare. E greu, așa, Ariana?
E foarte greu. Ariana tot timpul vrea să o târâi în brață. Du-te la locul tău. Hai, Ariana, care pernuță? Picioare. Foarte greu a dormit astăzi, eu nu știu din ce cauză. Alex a dormit mult mai repede. Ceva s-a auzit jos, cred că a venit Sergiu, mâncare încă nu i-am făcut. Adică avem cât ceva noi în frigider, dar zama lui nu i-a rămas, că lui nu-i place zama de doză. Ceva își face de mâncare, cred că. Salut! Salut! Și ai văzut că nu nimeni acasă, nu-i mâncare, râs, da? Vreau mâncare, pus. Și ți-a mâncat? Vrei să prăjești niște ouă? Hai mai bine să prăjești niște ouă. Este ceva, dar știu că tu nu mănânci. M-am gândit ca să reușesc. Am o oră de când. O oră fix. De eu abia acum am... Nu, că ai sunat așa și ceva s-a auzit jos. Da. Că suna. Eu am reușit doar tăticul să lămuresc salonul și să dau cu aspiratorul. Bravo. Foarte greu. Bravo. Tata nu a fost acasă, așa. Din cauza asta n-am putut să am ajutor. Că tare tata merge la culcare. Ariana striga, tati, vreo jumătate de oră. Vreo, tati, eu la lucru. Așa spunea. Mi-a făcut lui Seriojica așa ouăle cu cârnațul. M-am schimbat. Am tras o fugă până la magazinul de faianță. Mi-am comandat teracota de baie. Podeaua și două băi. Gata. N-am lămurit bucătăria și încă n-am spălat nimic. Uitați-vă și se face aici. E dezastru. De mult la mine nu a fost așa dezastru la bucătărie, dar mă rog, să mai întâmplă. Sergiu s-a dus să fac un duș, că el a venit la casă, a tras iar niște cabluri, nu știu ce mai făcut el acolo cu casa asta, el nu mai este acasă, are foarte mult de lucru. O să mănânce, eu mă apuc fuga să spăl, să reușesc să fac bucătăria la fuguță. Spălat pe jos, tot e curat, baia mi-am spălat-o. Ce m-am făcut eu două tartine, două tosturi îmi fac să mănânc. Mi-am spălat și niște roșii cherry, îmi plac. Ari s-a trezit, dar nu vrea să mănânce. Și ghiciți ce să mănânce Ari, mănâncă? Harbuz! Ce papa, Ariana? S-a trezit prințesa! Și se uită la Mana! Îi plac foarte mult vlogurile de la Mana. Îți plac vlogurile de la Mana? Da. Da. Ce pat acolo? Ce pat? Harbuz, pap, fata, bravo. Mâncare nu vrei? Este ora fără 26, cum ați înțeles. Eu doar astăzi am făcut curat. Cu voi a fost Cristina. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Cred că v-am provocat să faceți voi o generală în jucării. Eu când răresc lucrurile din casă, mă simt mult mai ușor sufletește. Așa că vă propun și vouă să încercați și să vedeți cât de ușor și bine să vă simțiți când aveți mai puține lucruri și doar lucrurile care le folosiți mai des. O să fac și un filmuleț cum fac și cu hainele. Pa, pa!